Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Surprinzător protestul ăsta și problemele de protestatarii pe care le are guvernul Ciolacu, domnul Marcel Ciolacu, la început de an. Dacă era domnul Daia, nu știu, cred că situația ar fi stat altfel, mă gândesc. Da. Ele mai aproape de oameni. Nu, da, sunt mai multe, adică sunt și fermierii, sunt și protestatarii de transportatori și mai avem niște protestatari medici de familie și medici din ambulatoriu, sunt mai mulți oameni. Ai găsit că se adună ușor, ușor? Nu știu ce se întâmplă, dar n-a mai fost de mult un început de an ca ăsta. Și ai observat că iarna, la români, iarna se sunt stradă, protestele, da, serioase. Vara, dar nu, lume... Când se încălzește un pic, te atrag terasele și da, nu mai... Da, 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 da. Iarna e și mai plictiseană. Da. Serios. Mai apare un concert la arenele romane, mai... Adică, nu mi-a crezut că doar Revoluția, dar au fost cele mai mari proteste în țara asta. Și cele din Piața Victoriei, păi am făcut un frig acolo, exact, pe câte ori treceam, era nenorocire. Cum s-a încălzit un pic, s-a terminat. Da, deci domnul Ciolacu e înghesuit. Sigur, dacă mă avea o poziție serioasă în țară, nu că dau vreo sugestie, doamne iartă-mă, nu, dar observ, adică dacă era invers, dacă era PSD-ul în opoziție și erau niște proteste, era nenorocire. Era rupere. De cine e în opoziție la noi acum? Serios. Nu știu, bună întrebare, cine o fi în opoziție? Că eu mă gândesc că ar trebui să reacționeze cumva, în afară de domnul Simion și doamna Șoșoacă, care reacționează. Domnul Simion și-a luat flit ieri din nou, am văzut imagini, s-a dus cu o mașinuță frumoasă, s-a dus la protestatari. Dar n-a apucat să coboare din mașină. L-au amenințat că îi sparg fața și a plecat. Ce te uiți cu ochii aia la mine? Am mai zis ochii aia cumva, nu zicem noi la radio. Uh-huh. Da. În opoziție, uite, domnul Nicu Șordan ar trebui să fie în opoziție. Nu știu ce să zic. El e la putere în București, nu e primar? Era ultima oară, era primar în București. Așa este, da. Na, a refuzat... Asta e un subiect interesant. E de discutat, deci... A refuzat să permită accesul protestatarilor cu mașini în București. Adică transportatori... Cu mașini mari. Și cu mașinile lor, de, da, care protestează ei. Fermierii, nu știu ce... aceștia voiau să intre și să ocupe Piața Victoriei. Și domnul Nicu Șordan a spus că refuză asta pentru că întregul transport ar fi fost blocat în București. Asta a spus și a reamintit că cel mai mare protest autorizat cu mașini a avut loc în 2017, când au fost 3800 de autoturisme distruse în Piața Victoriei și de-a lungul Bulevardului Chiselev, fără blocarea circulației. Da, dar acum s-a făcut pistă de autobuz și practic, da, n-ai nicio șansă. E, aici aș vrea să vă întreb, prieteni, 0372069599. Credeți că acești oameni ar avea dreptul constituțional să protesteze și ei în marile orașe, așa cum au fost lăsați alții? Adică ai dreptul să protestezi doar dacă ai mașini mai mici? Peste ce mărime ai? O să fiu eu avocatul diavolului în dimineața asta, sunați-mă și contraziceți-mă dacă vreți sau dați-mi dreptate. Adică peste ce dimensiune a mașinii nu mai ai voie să protesteze în oraș? Taximetriștii protestează fără probleme, nu? Când vor să protesteze, se plimbă prin... Și e dreptul lor constituțional. În țara asta ai dreptul să protestezi fără să suporți consecințe legale decât dacă devii violent, dacă spargi, dacă strici. Care este problema? Păi ăștia de ce nu îi lăsăm să protesteze? Nu, eu sunt de acord cu tine aici, nu putem să ne certăm, deși aș fi vrut în dimineața asta. Fiecare la scara lui, tati. Taximetriștii cred că n-au voie pe autostradă să protesteze. Ei sunt urbani. Da. Adică sigur că ne încurcă. Da, dacă o luăm așa că n-ai voie să protestezi decât dacă nu-i încurci pe alții, păi atunci de ce au făcut grevă profesorii? Anul trecut a fost o grevă foarte puternică a corpului profesoral din România, 3 săptămâni sau 4 săptămâni, nu mai știu cât. A fost ceva, da. Da, și aia n-a încurcat lumea, adică n-a încurcat, să zicem, cu ghilimele de rigoare. Atâtea familii care nu știau ce să facă cu copiii, nu s-au pierdut ore de educație. Păi de ce îi lăsăm să protesteze? Vezi tu că aici avem o problemă de interes. Hashtag interes, ca să zic așa. Mă gândesc că spuneam mai devreme că se adaugă ușor-ușor și alte categorii sociale transportatorilor și fermierilor. Da. Și mă gândesc că e o chestie... Nu știu dacă se adaugă. Stai puțin. Da, nu. Okay. Erau medici și așa mai departe. Mi se pare că ar trebui să fie o chestie naturală, știi? Și să te unești în protest astfel încât să obții ceva. Lucru care
pentru noi nu prea e valabil. 0372069599. Care este opinia voastră? Credeți că acestor oameni care protestează deja de mai bine de o săptămână, fermieri și transportatori, ar trebui să li se permită accesul în orașe, unde vor să intre ca să fie mai vizibil, adică vor să protesteze în fața guvernului? N-au zis că vor să protesteze în drumul taberei. 0372069599 și mesaje audio pe WhatsApp, dacă vreți, 0728 3D1 3D2. V-am întrebat ce credeți, dacă protestatarilor, cum le spune ministrul agriculturii, ar trebui să li se dea voie să intre în orașe cu utilajele lor mari. Nicu Șordan, primarul capitalei, a refuzat accesul, spunând că asta ar duce la blocarea circulației. Opiniile voastre. Marian din București spune: așa cum ei au dreptul de a protesta, la fel și noi avem dreptul de a circula liber și de a munci. Deci, mai bine li se aprobă un protest organizat în Piața Victoriei decât să fie debandat de acum. Practic, da, știi că sunt acolo, organizați. Da, cumva, deci în momentul ăsta protestul deranjează numai oamenii care trec prin zonele respective, dar nu deranjează deloc guvernul. Nu e în centru. Hai să-i mutăm în fața guvernului, că atunci să mai deranjeze și guvernul. Corect, nu? Guvernul nu cred că îl deranjezi la modul fizic. Ca imagine. Ca imagine. De altă Când parte, ai Piața Victoriei plină de protestatari, e o imagine care îți arată ceva. Sunt mai mulți ascultători care scriu că nu e un lucru potrivit, fiindcă sunt utilaje de mare tonaj care ar putea periclita planșeul pasajului Victoriei și poate chiar al metroului din zona Victoriei, dacă s-ar aduna numai tiruri în piață. Eu mi-aduc aminte că au fost niște manifestații inclusiv cu tancuri și taburi în anii 90 în Piața Victoriei și pe vremea tovarășului Diescu și nu a fost deranjat niciun planșeu. Dar nu a fost un meeting cu autobuze multe în relativ recent? Ba da, meeting-ul tovarășului Dragnea. Ăla. A fost și ăsta foarte recent și la fel n-a deranjat pe nimeni. La planșeu. Hai să vedem. Atunci... Alex. Alex, bună dimineața. Bună dimineața. Pe mine mă nebunește ideea asta. Nu înțeleg cum, adică să cer permisiunea celor împotriva cărora vreau să protestez, ca să protestez. Adică, ok, or fi locuri unde n-ar fi indicat să meargă cu utilaje de tonaj ridicat, dar oferă alternative, nu le zice, bă, nu se poate. Adică... Și cum ar fi? Că, în mod evident, ideea, dacă intră... Ideea e să deranjeze, nu? Asta e ideea. Când protestezi, să deranjezi, ca să atragi atenția. Ceva, da. Păi da, să atragi atenția. Dacă ar fi plăcute protestele, păi n-ar mai fi proteste. Ar fi ieșire la plimbare pe bulevard. Da, dreptate. Pe de altă parte, o coloană... Asta le e frică. Mie mi se pare că le e frică. Adică nu vor să se întâmple ce s-a întâmplat în Piața Victoria acum câțiva ani. Pentru că deja populația mi se pare că e acolo. E acolo, cam toate categoriile sociale sunt destul de la limita răbdării. Sunt enervate. Mi se pare că trebuie o scânteie doar ca să se întâmple ceva. Mulțumesc mult pentru intervenție. 0372069599. Da, se ascultă și mesaje pe fundal, nu vă speriați. Cătălin, bună dimineața. Cătălin, bună dimineața. Te rog, Cătălin. Sunt de aceeași părere cu domnul dinainte. Cred că guvernanților le e frică, nu cumva și celelalte fături sociale să se revolte și să iasă cine știe ce, acum când ei au nevoie de liniște în preajma alegerilor. Luca, nu știu de unde ai scos-o pe aia că transportatorul poate să vină în piața din București, așa cum taximetriștii nu pot să meargă pe autostradă. Era o glumă. A zis o glumă. Răspund eu în locul lui, că el ascultă mesaj acum. Da. Dar până la urmă, eu mă întreb, la poarta Brandenburg, cine l-a dat voie acelor tractoare să ajungă? Le-a dat oare cineva voie? Și s-au dus în poarta Brandenburg. Mai mult. Au aruncat cu ce au aruncat din remorcile tractoarelor. Ați văzut la televizor, nu? Am văzut, da. Deci, la noi sunt băieți buni ce se întâmplă. Bun, atunci, adică sunt avocatul diavolului invers, nu mă așteptam. Mă așteptam să fie așa. E ușor de vorbit la telefon, dar când o să stați blocați în trafic, prieteni, câte 3 ore ca să faceți 20 de minute prin București, pentru că tot centrul orașului este blocat de tractoare, combine agricole, pluguri și camioane, tiruri și așa mai departe, și nu doar în București. Și gândiți-vă și la Timișoara, la Cluj, la Iași, în orașe Brașov, orașe mari, aglomerate. S-ar putea să vedeți altfel lucrurile. Protestele se văd foarte bine la televizor. Vorbim despre asta la radio, sunt la televizor de dimineața până seara, sunt interviuri, reacții, nu? Pe de altă parte, noi miticii, da, suntem obișnuiți cu protestele în, da, capitală, aici, și fraternizăm aproape de fiecare dată cu protestatarii. Da. Așa s-a întâmplat mai mereu.
Romulus, bună dimineața. Bună dimineața, Romulus. Bună dimineața din nou. Te rog. Important nu este ceea ce cred eu sau crede altcineva, important este ceea ce spune cadrul legal existent. Ei bine, un articol din Constituție, dacă nu mă înșel, articolul 39, conferă dreptul de a protesta în țara asta. Știți, încă nu am, cred că nu, încă nu suntem într-o dictatură în care să suprimăm unilateral un drept consimțit de Constituție. Da, dar nu spune acum, că trebuie să protestezi într-un anume loc. Adică oamenilor nu li s-a interzis să protesteze. Ei protestează în afara orașului, frumos, ba, și da, mai este un principiu. S-a interzis să protesteze în Piața Victoriei. Da, dar nu li s-a interzis bine de, ideea de, păi, nu li s-a interzis ideea de protest. Adică ei pot protesta și chiar o fac, nu? Păi, nu. Constituția e respectată. Și ideea asta a dus la autorizație? Nu. Păi, nu. Atunci, pe mine nu mă interesează că ideea nu a fost combătută, dar efectul da. Uh-huh. În Berlin, de exemplu, s-a putut pătrunde cu utilajele agricole, asta în condițiile în care fermierii plătesc RCA-ul, dreptul de a merge pe drumurile publice, da? De la 9.000 de lei, guvernanții le-au făcut la 18.000 de lei, da? Le-au mărit. Însă, problema care se pune, și corect au sesizat antevorbitorii mei, este de ce totuși, care e subsidiarul acestui refuz? Ei bine, funcționarii ăștia publici plătiți regește ar trebui să iese din zona de confort. Adică, trebuie ca burtoșii de la poliția locală și alte instituții, jandarmeria și așa mai departe, să se organizeze pentru a nu crea acel disconfort, da? Aici apare o problemă cu autoritățile publice locale. Păi, nu numai... Stai puțin. Cum adică se organizeze să nu creeze acel disconfort? Fii mai precis. La ce te referi? Când vor intra... Acolo, să stea acolo să fluidizeze traficul, nu? Păi, și așa mai departe. În sensul că să se ocupe și să-și facă meseria astfel încât să rezolve inclusiv circulația. Orașele noastre mari sunt extrem de aglomerate, pentru că infrastructura nu mai face față numărului mare de mașini. Când ai o bandă blocată, cel puțin o bandă blocată, cu utilaje de gabarit foarte mare, se blochează practic circulația în tot orașul. Bun, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar știți, acum trebuie să vedem și partea... cum să vă spun, partea plină a paharului. Într-adevăr, se creează și un disconfort, dar și noi, la rândul nostru, trebuie să profităm de acest profit, de acest protest și trebuie să ne și sacrificăm. Mulțumesc foarte mult! Politicienii știu că presiunea ar fi și mai mare și din partea celor care simt disconfortul ăsta și probabil că de asta nu-i lasă să intre în noroc. Vin valuri de mesaje scrise, oamenii sunt împărțiți, unii susțin protestatarii, alții spun că nu știu exact. La noi au venit numai telefoane care susțin protestatarii. Păi uite, îți dau eu un exemplu aici. Ia. Zice, cred că un protest cu tractoare în Piața Victoriei ar fi în dezinteresul lor, al protestatarilor. Blochează piața și Bucureștiul ca să ceară ce? 78 de puncte, din care 50 sunt aberații? Uh-huh. Se întreabă cineva. Altcineva zice că așteaptă, deci abia aștept un protest al aviatorilor în Piața Victoriei. Da, va fi de văzut. Altcineva... Bună dimineața, băieți. Păi voi spuneți că i-ar deranja pe aia de la guvern dacă oamenii ăștia ar protesta în fața guvernului. Vă spun eu că nu deranjează pe nimeni. Am lucrat ca electrician la întreținerea la guvern și era un meeting odată, țin minte, în Piața Victoria, eu schimbam un neon într-o sală de ședință și erau geamurile deschise, era cumva seara și unul dintre geniile alea de la masă, că nu pot să le zic așa, de la care hotărăsc soarta noastră și în ziua de azi, a spus altuia, că băi, zice, te-o închide geamul ăla, că mă enervează oile alea, că bec, așa, tu nu le auzi în ce hal fac. Și voi spuneți că îi deranjează. Nu avem vreodată nicio șansă atâta timp cât în țara asta există ocupația de numerolog, de... Suntem o țară distrusă și la revedere. Mersi, îi deranjează. Dincolo de gestul, închide geamul că mă deranjează auditiv. Îi deranjează la imagine, la ce mesaje transmite o astfel de manifestație restului electoratului. Se simte, vă spun. Ionuț a trimis o poză cu harta senzorilor de poluare din București, care sunt toți pe roșu deja, și a spus că ce-ar fi să le permitem acum tuturor consumatorilor de motorină să vină în Piața Victoriei. Da, au mai fost senzorii, contra. Au fost pe roșu vânăt de anul nou, din cauza artificiilor. Gigi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Te rog!
Dragilor, atâta timp cât asigurările și toate transportatorii și agricultorii sunt afectați, eu cred că depășirea ASF-ul ar trebui desfințat din stat. Atâta timp cât tu primești 16 salarii și da, bani grei și pui biruri pe transportator și pe transportator și pe agricultor, eu zic că nu e normal. Eu votez cu Gigi. Votez cu tine. Sunt de acord cu ce spui. Adică oamenii ies în stradă. Sigur că economia merge cum merge în toată lumea, sunt diverse probleme. Dar la noi e agravată de niște hapsâni și hrăpăreți incompetenți. Și aici este marea problemă. Deci eu zic că oricum România este falimentară. Asta nu e falimentară, va fi. Singura noastră soluție este o răscoală, domne. Ca la 1907. Aia la 1907 nu s-a terminat bine pentru răsculați. Da, asta mă gândeam. Din păcate. Așa. Mai degrabă 80. Vă doresc o zi bună și să dea Dumnezeu să fie bine. Mulțumim frumos. La revedere. Ne cam oprim. Bine, nu cred că se termină așa repede protestele. Nici nu cred. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.